Bună dimineața! Astăzi avem premii, avem evenimente faine despre care să vorbim. Sigur că avem și titluri interesante în presa din Transilvania. Este o zi în care avem ce să lucrăm dacă vrem asta, desigur. Zi de miercuri, 2 noiembrie. Ieri a fost destul de aglomerat prin orașe, mă rog. De ce? Pentru că lumea pleca din diverse părți înspre cimitire. Și a fost o, să zicem, o aglomerație de flori dintr-o parte în alta, adică de la florării sau tarabe de flori înspre cimitire. Acum, eu sunt curioasă, n-am urmărit, sincer, ieri știri cu florari sau floriști, sau mă rog, cum vreți să le numi, să numiți persoanele acestea, pentru că an de an era un fel de tipar, să zicem, în buletinele de știri. Băi, cât câștigau sau cât se scumpeau florile în preajma zilei de 1 noiembrie. Sigur, genul ăsta de știre se regăsește foarte clar și înainte de 1 martie. Asta e, cum se zice, în zona asta, bistoș. Dar, pentru că suntem în noiembrie, era toată nebunia aceasta a florilor legată de luminație sau de ziua morților. O să vedem, probabil, în zilele următoare, în cazul în care vreo publicație rămâne fără un subiect deosebit. Ce să băgăm? Ce să băgăm? Prețurile cu florile, doamne, cu crizantemele. Apropo de crizanteme, când eram la grădiniță, e sigur, probabil și acum se face la fel, nu trebuie să îți dezvolți, cum să zic, partea asta artistică, de a picta, de a desena, colora, în fine, ce se face la grădiniță. Ok. Și îmi aduc aminte că de câte ori aveam de făcut o planșă cu flori, eu nu am fost genul care să tot inventez flori, eu făceam ce vedeam prin jur. Păi și dacă, de exemplu, educatoarea ne spunea, uite, puteți să faceți o floare ca asta și ne arăta o crizantemă. Evident, eu făceam o crizantemă. Data următoare, puteți să faceți ce flori doriți, uitați-vă în jur, de jur împrejur erau puse, desigur, lucrările anterioare, în care, evident, erau tot crizanteme. Deci așa, în grădință, am făcut o grămadă de crizanteme pe planșele de desen. Și în momentul respectiv, pentru mine, asocierea între crizantemă și o floare obișnuită era, cum să zic eu, era absolută. Deci crizantema era o floare pe care poți să o cumperi sau poți să o culegi din grădină, să te bucuri de ea, cât de frumoasă este. După ce a mai crescut puțin, am văzut că este o floare atât de asemănată cu, atât de asociată, de legată de ziua morților, încât acum, sincer, dacă ai cumpăra, cred, sau eu dacă aș cumpăra o crizantemă sau aș primi o crizantemă, în primul rând m-aș gândi la ceva morți. Adică, băi, a murit și nu știu eu, sau invers, trebuie să dai cuiva și n-ai avut altceva mai bun decât o crizantemă, îmi dorești oareși ce, îmi transmiți oareși ce mesaje subtile. Acum, posibil să fie numai în Ardeal treaba asta, nu-mi dau seama. De exemplu, în zona Hunedoarei, nu este așa o agitație cum este în Cluj. Deci când am venit în Cluj și am prins în prima zi de 1 noiembrie, nu înțelegeam ce se întâmplă. Adică de unde toată agitația asta pentru o zi de 1 noiembrie? Adică mare lucru. Dacă vrei să te duci la cimitir, te duci frumos, nu faci atâta nebunie. Dar înțeleg că sunt locuri și locuri unde, mă rog, anumite zile din calendar, mai ales calendarul religios, au o însemnătate mult mai mare. Ceea ce, mă rog, nu este rău. Revenind la ediția de astăzi, povestim despre a 10-a ediție a festivalului de jazz din Transilvania, Transilvania Jazz Festival. Simona Hodoș, care este director al acestui, sau directoare, așa ar fi corect, mă rog, a acestui festival, va fi prezentă în platou. Povestim despre invitații din această ediție, despre program și despre jazz în general. De asemenea, vă aduc în atenție două cărți. Astăzi vreau să dăm cuiva Palladium și Odessa Blues. Sunt cele două titluri pe care editura cu care colaborăm le aduce în atenție. Aceste două cărți sau pachetul cu cele două cărți va ajunge prin poștă la câștigător, indiferent unde se află pe teritoriul acestei țări. Deci puteți să sunați cu încredere 0264 420 135. Teofil Mihăilescu și Palladium împreună cu Charles Hackett și Odessa Blues, cele două cărți care vor sosi astăzi
sau mă rog, astăzi vor fi primise, probabil, către câștigător. 0264-420-135, numele va fi scris pe un bilețel, pac, bilețelele într-un bol și apoi, pac, extragem din bol numele câștigătorului. De altfel, cred că pe Simona Hodoș o vom ruga să facă acest demers. Bun, în altă ordine de idei, am văzut din nou generozitatea premierului Dacian Ciolo și mi s-a părut foarte drăguță. El a donat o șa pe care a primit-o de la președintele Mongoliei. A venit în Cluj și, mă rog, printre altele, s-a gândit să facă acest gest fain și a donat șaua unei asociații care are în lista obiectelor de activitate diverse chestiuni care îi ajută pe persoanele, să zicem, cu dizabilități. Dar mai multe detalii, de fapt, colegii de la știri au aranjat frumos într-o știre, într-un reportaj scurt și aș vrea să le urmărim împreună. Acum 3 luni, la summitul Uniunea Europeană-Asia desfășurat în Mongolia, șefii de delegații au primit de la președintele țării gazdă câte un cal. Premierul Dacian Cioloș a lăsat calul să-și continue viața în mediul său natural. La Cluj a donat șaua care a fost oferită odată cu calul. Mi s-a părut interesantă ideea să aduc șaua, pentru că e un model diferit de șa față de ceea ce găsim la noi. Și n-am vrut să o duc doar ca să rămână undeva la guvern, într-un birou sau într-un depozit. M-am gândit la Mugur Pop, un prieten din studenție. Îi cunoșteam preocupările, știam proiectul, știam că a început să lucreze cu copii, în primul rând, și apoi am aflat că lucrează inclusiv cu copii cu dizabilități. Dacian Cioloș și Mugur Pop se cunosc de 25 de ani. În timp ce primul a ales o carieră europeană, al doilea se ocupă de turism, ecvestru și cursuri de călărie. În ultimii ani a ales să lucreze în special cu copiii care au afecțiuni din spectrul autist, deficiențe neuromotorii sau care au suferit diverse abuzuri. Șaua dăruită de primul ministru este mai mică și mai simplă decât cele utilizate la noi. Este însă foarte stabilă și atrăgătoare pentru copii. Îi stabilizează foarte tare, dar îți spun eu ce e cea mai faină treabă, e fistichie. Că la mongol le plac treburile astea așa, știi? Și pe ei bucuri, așa e fain, e colorat, uite, portocaliu, roșu, verde, galben, briz-brizuri de astea. La rândul său, Mugur Pop i-a dăruit premierului replica unui arc dacic. Abia aștept să am ocazia să mă mai antrenez și eu împreună cu Mugur. Premierul Dacian Cioloș a participat la Cluj-Napoca la inaugurarea Institutului de Cercetări Horticole Avansate al Transilvaniei, al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară. Acesta reprezintă o investiție de peste 50 de milioane de lei. Faină treaba asta, și-a adus el aminte, băi, că a avut un coleg, Mugur Pop, hai domnule să-i dăm lui șaua. Și cum zicea Mugur, băi, dincolo de toate, e fisticie, chiar așa este, o șa foarte simpaticuță și mai ales pentru copii. Întrebau mai devreme colegi, bine, bine, șaua ca șaua, am înțeles că a ajuns la Mugur Pop, dar calul? Păi calul în reportaj chiar spusese colega noastră Andreea, care a contribuit la realizarea reportajului, calul a fost lăsat în libertate în mediul său de acolo. Deci în Mongolia, că un cal aleargă de nebun singur, probabil, și este calul lui Dacian Cioloș. Mă rog. 185 de ani se împlinesc de când a fost înființată Arhiva Națională și în Bistrița, ieri, dacă nu mă înșel, au fost desfășurate o serie de acțiuni care să marcheze acest lucru. Chiar colegii de la Bistrița, corespondenții noștri care au realizat un reportaj pe această temă, au făcut un calcul și dacă toate documentele ar fi puse la unul după altul așa pe un drum, ar însemna un drum de cel puțin 6 km. Haideți să vedem câteva detalii și despre Arhivele Naționale. Depozitele în care se păstrează arhivele statului au o atmosferă controlată din punct de vedere al umezelii și temperaturii. La Bistrița, arhivele cuprind documente din secolul al XIII-lea și până astăzi. Așa arată un depozit de arhivă.
1500 de metri liniari în acest depozit de arhivă. Instituția noastră are peste 6200 de metri liniari de documente. În acest depozit, majoritatea fondurilor documentare sunt cele ale oficiilor parohiale. Fie că adăpostesc documente administrative sau colecții particulare, arhivele sunt folositoare atât cercetătorilor, autorilor de monografii, dar și persoanelor care caută documente necesare în instanță sau, mai nou, spun cei de la arhive, au multe solicitări pentru actele de stare civilă care ajută la reconstituirea genealogiilor. Străinii sunt cei care apelează la arhive din acest motiv. În ultima perioadă, practic, avem foarte multe solicitări privind cercetarea acestor documente pentru întocmirea genealogiilor. Recunosc că aceasta este o modă îndeosebită în Europa Occidentală. Există microbul deja preluat și de către noi și de către cei din America. Foarte, foarte multe solicitări au venit. Dovezi despre comunitate, despre existența comunității grănicerești Rusul Bârgăului. Asta ne interesează. Lista de grăniceri a comunei grănicerești, care a existat, e menționată în toate știrile istorice, dar de fapt noi nu putem ajunge la un act care să ne confirme, nominal lista de grăniceri. O mai mare accesibilitate la documentele arhivelor ar fi dacă s-ar trece la arhivarea electronică. Acest lucru se face, dar legea care reglementează procesul este depășită și este necesară o lege nouă. Un proiect este depus deja în Parlament. Noi, ca și instituție, încercăm să reglementăm acest aspect prin un proiect de lege care este deja depus la Parlament și care sperăm că va fi votat și adoptat de către Parlamentul României. Este un prim pas, fiindcă legea actuală datează din 1996, este depășită de realitățile zilelor noastre. Arhivele din Bistrița cuprind și documente inedite, cum sunt pagini cu poezii scrise de mâna lui George Coșbuc. Anul acesta se împlinesc 150 de ani de la nașterea marelui poet, așa că arhivele au scos în colaborare cu Biblioteca Județeană un volum intitulat George Coșbuc în documentele junimii năsăudene, care cuprinde primele poezii ale poetului create în timpul anilor de școală la gimnaziul din Năsăud, unde Coșbuc era membru și președinte al Asociației Virtus Romana Rediviva. Lucruri faine se întâmplă în țara asta noastră, trebuie doar să urmărim și astfel de evenimente, nu numai chestiuni de scandal. Vă reamintesc concursul nostru, avem două cărți de oferit cu ajutorul editurii colaboratoare. Cele două titluri sunt Palladium și Odessa Blues. Voilà! 0264420135, numărul de telefon la care sunați, vă înscrieți, numele va fi notat de colega noastră Larisa, care este astăzi responsabilă de desfășurarea concursului și la sfârșitul ediției, prin extragere din bolul deja cunoscut al concursului, vom afla cine este câștigătorul. Haide în clipele următoare să aflăm ce temperaturi ne așteaptă în Transilvania. Câteva chestiuni totuși menționate de Administrația Națională de Meteorologie, pentru că avem prognoza până în data de 13 noiembrie. Așa că în zona Transilvaniei, vremea în această perioadă, în intervalul până în 13 noiembrie, va fi mai rece decât în mod obișnuit pe parcursul primei jumătăți cel puțin, deci în această săptămână. În medie vor fi temperaturi maxime cuprinse între 6 și 11 grade, minimele pot coborî până la minus 3 grade Celsius. Valorile mai ridicate se vor înregistra în 2-3 noiembrie, deci astăzi și mâine, astăzi e 2 noiembrie, astăzi și mâine vor fi un pic mai ridicate, când pe alocuri vor fi prezente precipitații, uneori chiar sub formă de ninsoare, dar preponderent sub formă de ploaie. În cea de-a doua săptămână, posibilitatea pentru ploi va fi mai ridicată. Din punct de vedere termic, vremea se încălzește, astfel încât majoritatea valorilor de temperatură se vor situa peste cele climatologic specifice perioadei. Deci, ce credeți că e normal să fie în noiembrie? Ei bine, mai adăugați câteva grade acolo. Așa că maximele se vor încadra între 8 și 12 grade Celsius, iar minimele între 0 și 4 grade, se arată în prognoza emisă de ANM. Vorbeam acum ultima oră despre a doua săptămână din interval, deci săptămâna practic viitoare, că până în 13 noiembrie e
duminica cealaltă, da? Deci din 7 până în 13. Câteva temperaturi din acest moment. În Bistrița sunt 4 grade Celsius. În județ maxima astăzi va ajunge la 11 grade. În zona Maramureșului maxima va fi de 11 grade, acum sunt 7 grade, iar cerul este predominant înnorat. La Brașov maxima este de 12 grade astăzi Celsius. E destul de lejer cerul, nu sunt foarte mulți nori, sunt 2 grade în schimb în acest moment în Brașov. La Oradea sunt 9 grade, iar maxima va urca până la 13 grade Celsius. Mai menționăm și Clujul. Sunt 3 grade în acest moment în Cluj-Napoca. Maxima însă va urca destul de mult, 14 grade Celsius se arată cel mai mult a fi astăzi în județul Cluj. Buenos! Hai să vedem și ce titluri găsim în presă. Ia să începem cu Monitorul de Arieș. Scrie despre superbaza sportivă. Primarul Cristian Matei are ambiții mari în privința bazei sportive din zona cartierului Poiana. Aici primarul ar vrea să realizeze o sală de sport la nivel internațional, un bazin de polo și să modernizeze stadionul municipal prin refacere, astfel încât să se asigure tribune acoperite și instalație de nocturnă. În pagina 3 sunt mai multe detalii. Da, într-adevăr pare să fie un plan cu ambiții foarte mari, pentru că nu-i așa, te gândești, bine, mă, dar e un oraș relativ mic, Turda, adică la ce trebuie un bazin de polo, stadion, nu știu de care, bază la nivel internațional? Eu cred că ar fi util. Chiar cred că prin asta și mai mult se va stimula populația pentru a se îndrepta către domeniul ăsta sportiv. Ziua Cepei, oare când este Ziua Cepei? E un titlu tot în Monitorul de Arieș cu o poză, sincer, un pic cam apetisantă. Este și ora la care se cam servește micul dejun. Pâine, unță, cuntură și ceapă la Ziua Cepei, în pagina 9. Ia stai să ajung eu în pagina a 9. Mihai Viteazu. Da. Ziua Cepei, sărbătorită cu pâine cu un soare, evenimentul intitulat Ziua Cepei a devenit o tradiție a comunei Mihai Viteazu, în acest an organizându-se cea de-a 7-a ediție. Am pierdut. Astfel, în cursul zilei de sâmbătă, cei interesați au putut achiziționa produse agricole la preț de producător din târgul organizat la Mihai Viteazu. Însă organizatorii, adică reprezentanții administrației locale, au pregătit și surprize. Astfel, pe scena amplasată în zona tarabelor comerciale au evoluat artiști populari și ansamblurile Fiii Moților, Rugiec, Corul Ortodox, Corul Maghiar Mix și așa mai departe. Și asta nu a fost tot. Cei prezenți au putut savura celebrul gulaș la ceaun, oferit atât de organizatori prin echipele formate din consilieri locali, deci au fost 5 ceaune pregătite de consilierii aceștia, dar și de colaboratori administrației locale, tot 5 ceaune, evident cu probabil alte arome sau, mă rog, trebuie să fi fost ceva diferit. Anyway, trecând mai departe, de Ziua Cepei nu putea lipsi celebra pâine cu unsoare și cu pâine tăiată felii, savurată de cei prezenți pentru gustul unic. Deci înțeleg că s-au făcut vreo 700 de porții de gulaș pentru cei care au vrut să savureze minunile făcute de ceaunași, sau cum se îi numește, ceaunari, gulașari. Apropo de treaba asta cu pâine, cu ceapă, deci, am înțeles la un moment dat că pâine cu unsoare și cu ceapă e o chestie, cum să zic, care se veche de, nu știu, multă vreme și nu-mi dau seama cum pe mine m-a ocolit treaba asta. Deci eu când am fost mică, eu nu îmi amintesc să fi mâncat vreodată pită cu unsoare, cum se zice. Dar vreodată să fi mâncat, nu că poate am încercat și nu mi-a plăcut. Nu mi-aduc aminte să se fi discutat aspectul acesta vreodată în familia mea și cu atât mai mult cineva din familie în casă să își ungă unsoare pe pită și să mănânce pur și simplu. Așa că atunci când am ajuns în Cluj și am auzit despre obiceiul ăsta, eu am rămas perplex. Zic, bă, cum să mănânci pită cu unsoare? Adică unsoarea nu mânci, nu o dai la o parte și mănânci carnea. În fine, după care am realizat, am zis, fiică, mi s-a părut că e prea ciudat, toată lumea vorbea foarte lejer despre subiectul ăsta, numai eu eram pe din afară. Zic, hai să facem un pic un studiu aprofundat.
Și una peste alta am ajuns într-un loc, e în Cluj, pe Horia, acum, probabil o fi și acum localul ăsta, habar n-am, în fine. Era în momentul respectiv destul de frecventat și, ce să vezi, în meniu, pe lângă beri și alte minuni, era și pită cu soare și ceapă, respectiv pită cu zacuscă. Dar, mă rog, zacusca era ceva cunoscut, nu m-a interesat în mod deosebit. Dar pită cu soare și ceapă, zic, bă, hai să vedem cum e. Acum, noi muri, n-au murit alții, mor eu. Hei, hai că sunt așa mai rezistent. Și am cerut, ce să vezi, era o pită, știi cum e pâinea aia făcută pe vatră, mare. Deci era așa o felioacă, nu poți să zici o felie, deci era o mega felioacă. Și era într-adevăr dată cu un strat de unsoare bună și pe urmă niște felii de ceapă, așa frumos tăiate, cum le zice, julien, nu? Și mai era și așa presărat frumos un rând de boia. Știi? Pac, pac, pac. Probabil boia cu sare, că mi s-a părut că era și sare, deci o boia cu sare așa. Băi, frate, cât de bună a fost, am zis, nu cred că am pierdut atâția ani din viață și nu am savurat o astfel de bunătate. Deci dacă nu ați încercat așa, poate sunteți din alte părți, nu știu, nu-mi dau seama dacă în alte părți, peste tot se consumă treaba asta, adică pită cu soare. Eu am zis, până nu am ajuns la Cluj, n-am avut habar de treaba asta. Dar poate că eu am fost o excepție, pot să-mi asum și treaba asta, nu-i grav. Pe ultima pagină, în monitorul ediția de Arieș, se redeschide expoziția Turda între medieval și modern la Muzeul de Istorie. Este, iată un titlu, găsim mai multe detalii despre tot acest eveniment care practic începe în 4 noiembrie. Azi e 2, deci poi mine. Bun. Monitorul Express, Căncescu arestat preventiv pentru 25 de zile. Fostul președinte al Consiliului Județean Brașov a fost luat cu poliția de la reședința sa din Râșnov, unde era în arest la domiciliu și condus ieri în arestul IPJ. Deci Curtea de Apel Brașov a decis ieri această arestare a fostului șef al Consiliului Județean Căncescu, Aristotel Căncescu, după ce procurorul a făcut recurs la hotărârea tribunalului care l-a plasat în arest la domiciliu. Căncescu este acuzat de luare de mită și abuz în serviciu, după ce în campania electorală din 2012, în calitate de președinte al PNL Brașov, a primit mită de la 3 persoane pentru a le pune pe poziții eligibile pe lista de candidați pentru Consiliul Județean. Căncescu a fost luat cu poliția de la reședința din Râșnov, cum ziceam în titlu mai sus, unde era în arest la domiciliu. Magistrații Curții de Apel Brașov au admis ieri acest recurs al procurorilor în cazul lui Aristotel Căncescu. În pagina 3, însă, sunt mai multe detalii. Teatrul Sica Alexandrescu își rea spectacolele, tot în Monitorul Express putem să citim despre asta și, de asemenea, protecția consumatorului controlează contractele de furnizare a căldurii. În pagina a doua, mult mai multe detalii. Dacă vreți detalii despre șpaga lui Niță, ei bine, el a primit 30.000 de euro și 300.000 de lei și în pagina a patra sunt mai multe detalii despre chestia aceasta. Subvenții pentru servicii sociale în 2017 sunt solicitate de ONG-uri. În pagina a doua sunt detalii, iar despre exercițiile cu noile avioane F-16 ale armatei române, la Cincu, iarăși găsim informații mai multe în pagina a patra din Monitorul Express, nu mai insistăm noi neapărat acum. Jurnal Bihorean, drumul expres la guvern. Primarul Bolojan speră că blocajul juridic generat de ampriza CFR va fi finalmente depășit și proiectul va putea fi finalizat. În ciuda faptului că guvernul Ponta a fost înlocuit de un an deja cu guvernul tehnocrat condus de Dacian Cioloș, un guvern apropiat primarului PNL din Oradea, scrie Jurnalul Bihorean, iată că statul român nu a transferat încă terenul din ampriza CFR către primăria Oradea. Acest blocaj juridic face ca nici până azi drumul expres să nu fie finalizat conform proiectului și practic nu își poate atinge obiectivul propus prin proiect, finalizarea fluidizarea traficului prin preluarea circulației orădenilor care locuiesc pe dealuri. Și, mă rog, sunt mai multe detalii despre toată situația asta în articolul din Jurnalul Bihorean. Noi, prințese, avem imaginea unei prințese mai mari și a unei prințese mai mici pe prima pagină din Jurnalul Bihorean. Oare avem Jurnalul Bihorean? Îl avem, nu? Dacă îl avem, să-l și dăm. Școala de prinți și prințese Gift of Beauty, coordonată de modelul orădean Denisa Hodișan, a lansat o nouă serie de prințese, cea de-a treia de la înființarea școlii. Dacă nu avem, hai să... Radu, mă ajut, te rog, aici cu... Nu știu de ce nu avem ziarul ăsta, dar
Ar fi fost normal să avem. Prima pagină, nu e o prințesică, uite cât de drăguța este asta. E o prințesică acolo. Deci cred că o fetiță nu poate să fie mai fascinată, mai, mult mai fascinată decât o coroniță de prințesă. Nu, nu, nu cred că e ceva ce ar putea să depășească în stârnirea. Bagheta magică? Bagheta cred că e pe locul 2. Eu cred că o coroniță de prințesă e number one. Dar bagheta, într-adevăr, și bagheta. E adevărat, cum spune colegul Radu, cu coronița nu faci ce faci cu bagheta. Corect, că coronița o pui pe cap și bagheta dai din mână. Luptă să nu fie niciun fel de colectiv până ministeriabilii se gândesc să investească cu cap în spitale, în sistemele de urgență, în oameni. În Bihor se întâmplă lucruri în dublu sens. Ieri s-a organizat o simulare seism 2016 declanșată de MAI, la care au participat pompieri militari din toate județele. Cu tremurul de magnitudine 7 grade pe scala Richter a afectat Iașiul și Bucureștiul. Către județul Iași au fost trimise echipaje din județele Botoșan și Bihor. Misiunile au fost orientate cu prioritate pentru salvarea vieților omenești în paralel cu evaluarea zonelor grav afectate. Păi, din când în când cred că trebuie să mai facem astfel de exerciții. Sigur, pe unii deranjează. Mi-aduc aminte când s-a făcut, nu știu dacă anul ăsta sau anul trecut, mă rog, o simulare de genul acesta în centrul Clujului și vezi, Doamne, au fost unii clujeni afectați, că li s-a întrerupt circulația rutieră pentru nu știu câte minute, că ăștia au trebuit să facă nu știu ce exercițiu fără rost. Bine, mă, prietene! Ferească Sfântul să nu fii tu în situația aia când ar trebui să vină oamenii ăștia să te salveze și știi vorba aia, să nu fie suficient de pregătiți, că n-au avut unde să exerseze, că treaba asta cu salvarea nu se rezolvă cât te-ai gândit, uite, o să mă duc pe acolo, fac aia și ridic lucrul ăla și formă gata, am terminat. Nu, nu sunt așa de simplu de rezolvat chestiunile. Informația Harghitei, bă, da, noi avem vreun ziar totuși, colegul Raul, avem vreun ziar sau? Am avut? Bun, perfect. Deci numai informația ăsta, jurnalul Bihorean, nu l-am avut acum. Bine, informația Harghitei. Ceremonia de predare primirea drapelului național la Monumentul Ostașului Necunoscut din Miercurea Ciuc. E un articol despre marșul și despre marșul vânătorilor de munte la 100 de ani de la înființare. Continuă reabilitarea tehnică a blocurilor de locuit în Miercurea Ciuc, un alt titlu pe care îl găsim în informația Harghitei. Și alte 7 blocuri, practic, urmează să fie reabilitate. Niște femei au fost înșelate de bandiți și acum, desigur, sunt căutate persoanele astea de polițiști. În pagina 6 sunt mai multe detalii. Bă, n-ar fi rău să citiți articolul ăsta, chiar dacă nu sunteți victimă. De ce? Pentru că vezi modul ăla de lucru. Da? Cum a fost, de exemplu, și cu accidentul, metoda accident. Tot auziai, știi? Alea, păi n-ai dat mare atenție. Până când te-a sunat cineva, tu fiind într-o, cum să zic eu, într-o agitație din aia colosală, pentru că atunci când te sună cineva și spune, băi, vezi că, nu știu, fiică-ta, tată-to, habar n-am, cineva foarte apropiat, tocmai a avut un accident, știi? Din start ți se oprește inima. Și nu mai gândești pe loc. Sau cele mai multe persoane se pierd. Se pierd și degeaba ziceai tu înainte că da, mă știu, mă fraieresc pe mine ăștia. În situația aia ți-o explodat toată liniștea și ești într-o agitație care îți dă o vulnerabilitate colosală. De ce spun asta? Pentru că chiar de curând apropiații de ei mei au trecut prin așa ceva. Și dacă eu sau alții nu am povestit despre metodele astea de nu știu câte ori și am zis, băi, atenție, atenție, atenție. Da, sigur, nicio problemă. Pe care aflu? Știi, am pățit cu tare lucru. Păi n-am discutat, păi știu că am discutat, dar în momentul ăla... Na, de asta zic, poate că n-ar fi rău să urmărim metodele astea și cumva să ne facem un click, știi? Când auzim un scenariu similar, băi, click, stai un pic. Oare e pe bune sau nu e pe bune? Sigur că o să există o doză de credibilitate atunci. Fără îndoială. Dar toată treaba este să poți să fii suficient de rațional să-ți dai seama dacă este pe bune sau nu. Făclia, un alt titlu pe care, un alt ziar pe care îl avem în zonă, scrie despre Ministerul Sănătății, care a depus acțiune în instanță împotriva grevei Sanitas. De altfel, de astăzi s-a reluat
lucru, s-a întrerupt greva pentru că s-a ajuns la un fel de acord în urma unei negocieri. Acțiunile, pardon, de protezi în sănătate au fost suspendate așadar temporar și cu privire la ziua de ieri, dacă vreți, puteți să citiți în pagina a 6-a detalii despre ziua în care oamenii se înghesuie la cimitir. E vorba de povestea asta cu luminația. Deoarece anul către Cioloș, România are o creștere economică prognozată de 6% din PIB. Unde sunt banii? Întrebarea lui Tăriceanu. Mai putem citi despre Brexit, dacă vrem. România are o miză consistentă în negocierile pentru Brexit, dar vrea să-și dovedească seriozitatea la președinția Uniunii Europene. Și multe alte titluri, majoritatea litigiilor dintre bănci și clienți se rezolvă în tribunal. Se rezolvă în tribunal și de multe ori în favoarea clienților, nu neapărat a băncilor sau a unor companii mari. Pe ce se bazează însă foarte multe bănci? Se bazează pe faptul că, domnule, clienții nu o să vrea să se lege la cap cu judecata, știi? Că e timp pierdut, că nervi, îți mânci nervi, e nebunie. Și, na, într-adevăr, durează extrem de mult și e așa într-o, cum să zic, un stres continuu, mai ales pentru tine. Oia de la bancă zic, fie, na, acum dacă pierdem, cât putem să și pierdem? Cât poți să și pierzi? Știi? Adică, pentru ei nu e așa o presiune de mare. E doar o aparență din punctul meu de vedere, dacă vezi vreun reprezentant al băncii stresat. E așa, ca să te intimideze. Da, sigur, e doar părerea mea, nu... Nu înseamnă că trebuie toată lumea să creadă la fel. Zi de zi de Mureș scrie despre trofeele cu suflet date în In Memoriam Sas Robert Sabolgi. Prietenii și apropiații celui care a fost Sas Robert Sabolgi, tânărul asistent medical al SMURD, unul dintre cei mai dedicați salvatori din comunitatea mureșană, a decedat în mod tragic în martie. Și, iată, prietenii și apropiații au rememorat amintiri în cadrul primului concurs de pescuit organizat în memoria sa la finalul săptămânii trecute la Delta din Glodeni. A fost un concurs reușit, am așteptat să vină cât mai mulți prieteni care au fost alături de Sabi de-a lungul anilor, a explicat organizatorul principal al concursului, Victor Mocanu. Bine, mai citim și despre victorie la Photo Finish pentru BC Mureș. Sau dacă știți pe cineva care vrea să fie administrator de aeroport, să caute detalii, că se caută astfel de oameni. Monitorul de Cluj scrie despre hoții din autobuze care sunt mai agili decât polițiștii. Degeaba există camere de supraveghere și polițiști sub acoperire în mijloacele de transport în comun. Furturile sunt la ordinea zilei, iar victimele cad pradă hoților. Iar victimele care cad pradă hoților găsesc ajutor doar la ceilalți călători. În pagina 3 e articolul mai pe larg și pe online, chiar citisem azi dimineață înainte să ajung la studio, mă rog, citeam un articol în monitorul cj.ro și pe Facebook au ei și acolo, în fine. Cum s-au mobilizat oamenii? Deci au văzut că un hoț a șterpelit și au sărit oamenii din autobuz. Știi? Să rezolve problema asta. Mie mi s-a părut un gest civic foarte, foarte frumos. Și bine că există genul ăsta de reacție. Autostrăzile electorale, cifre record pe hârtie, autoritățile nu s-au săturat să promită inaugurarea de noi tronsoane de autostradă, cu ce se laudă de această dată. În pagina câta? În pagina a 9-a s-a așezat articolul ăsta. Ia să vedem. După 12 luni în care marile proiecte de construcție de drumuri și autostrăzi au fost oprite, ci că din cauza lipsei autorizațiilor și avizelor de mediu. Odată cu intrarea în legalitate, lucrări de miliarde de euro reluate în vară ar trebui finalizate anul viitor. Păi nu. Deci, dacă te uiți un pic la mersul lucrurilor cu drumurile, o să vezi că ce se întâmplă. Păi cam cu un an înainte de alegeri, băi, subit, nu știu cum, mă, dar nu primesc autorizații, deci se oprești, nu sunt finanțări, deci ceva problemă există. Bă, nu se mai poate lucra nimic. La fel de subit, în anul cu alegeri, băi, nu știu cum, băi, universul ăsta complotează astfel încât să se rezolve niște chestii și să se dea drumul la lucrări, înțelegi? Băi, și e o efervescență a lucrărilor, ceva de nedescris, mă, și nu știu cum, reușești chiar în preajma alegerilor să termini niște tronzoane importante de drum. Înțelegi? Îți spun eu, mă, e
cum să zic, dorința universului, că altfel n-ai cum să zici. Înțelegeți cu toții. Da. Apropo de chestia asta cu electoralele, iarăși se promit acum, ca de obicei, de astea cu mărim pensiile, mărim salariile medicilor, îi ținem pe medici în țară, nu știu ce, nu știu ce, chestii de astea care, cum să zic eu, sunt atât de generaliste, încât unul la mână nu se vor face hop-top instant, dar nu știu cum naiba se regăsesc în fiecare listă din asta de promisiuni electorale. Și aproape că senzația mea este că oamenii cam cred treburile astea, dar nu știu cum. Bine, ar putea să fie următoarea poveste. Bă, nu știu dacă o să mai prind vreodată, eu pensionar, zic așa, bă, eu sunt pensionar, bă, nu știu dacă o să mai prind un mandat întreg de, nu știu, măriri, de diverse, de îmbunătățirea nivelului de trai. Cred că e mai bine așa, de îmbunătățirea nivelului de trai. Bă, da, atunci măcar, odată la 4 ani, acolo câteva luni, să primesc și eu ceva, o îmbunătățire. Gen, asta zi, mărirea pensiei. Păi cu cât îți mărește pensia? Păi, da, n-am, 10 lei. Băi, dar decât cu nimic, știi? Cumva, cam asta înțeleg eu. Sunt oamenii atât de deznădăjduiți că s-ar putea rezolva toată problema asta cu nivelul de trai în România, încât zic, bă, decât nimic, mai bine și ăștia 10 lei, dă-i în Franța. Odată la 4 ani, 10 lei. Să fie. Decât nimic. Știi, dar pe mine mă enervează treaba asta cu decât nimic. Cardul de sănătate este blocat din nou din motive tehnice. Eu cred că un proiect mai cretin decât treaba asta cu cardul de sănătate, nu știu dacă a fost cretin din punctul ăsta de vedere, că tot mereu sunt probleme, frate. Deci ai un card din asta și nu e ca și cum noi am inventat, noi români am inventat cardul de sănătate. Și atunci noi trebuie să dăm cu capul de toate problemele ca să le rezolvăm, astfel încât să nu mai fie pentru altcineva o problemă în cazul în care vrea să preia acest model. Deci noi la rândul nostru am preluat din altă parte. Păi n-au întâmpinat oamenii aia probleme, numai noi le întâmpinăm. Ce Dumnezeul soarelui? În rest, nu mai n-aș ține neapărat să mai citesc celelalte titluri, dar mai puteți găsi inclusiv în pagina de sport și ce magazine mari mai vin în Cluj. Cam acestea sunt câteva dintre titlurile din presa din zona Transilvaniei. Sigur, nu am acoperit toată presa, dar câteva dintre ele acestea ar fi. Haideți să vedem ce s-a întâmplat de-a lungul timpului în data de 2 noiembrie. Ei bine, în anul 1721, țarul Petru cel Mare a fost proclamat împărat a tuturor rusiilor. Iar în 1784 a izbucnit Marea Răscoală Țărănească din Transilvania, pardon, cum este deja cunoscută, răscoala condusă de Horia Cloșca și Crișan. În 1886, oficiul imperial de brevete din Germania i-a acordat lui Carl Benz brevetul de automobile, desigur. Iar în 1930, cel mai mare avion din lume, 2X, a decolat din Germania spre Amsterdam într-un zbor de probă. În 1940, în cadrul celui de-al doilea război mondial, Statele Unite oferă ajutor tuturor națiunilor împotriva agresorilor. Iar în 1947, colega noastră Corina, care ne-a ajutat cu această rubricuță, ne spune că ziaristul Howard Hughes face zborul de probă a celui mai mare hidroavion din lume, Hercules. Desigur, proprietatea și realizarea lui, propriu zis, a fost unicul zbor al acestui gigantic hidroavion. În 1955, cercetătorii americani Carlton Schwerd și Schaffer obțin în formă cristalină virusul care provoacă poliomielita și de aici, desigur, alte lucruri care duc la salvarea multor oameni. În 1962, președintele Kennedy anunța sfârșitul crizei nucleare din Cuba, s-a terminat problema respectivă, și în 1991 Bartolomeu I devine patriarh al Constantinopolului. În 1865 menționam că s-a născut Warren Harding, al 29-lea președinte american, iar în 1873 s-a născut Dimitrie Paciurea, unul dintre sculptorii români cu care ne mândrim. Hai să vedem ce ne spun stelele pentru următoarea perioadă.
pentru această zi de 2 noiembrie, berbec, s-ar putea să fiți indispus, să nu prea aveți chef de nimic sau de nimeni, totuși riscați să vă izolați. Deci aveți grijă puțin, concentrați-vă la acest aspect, la acest sfat al astrologilor și fiți un picuț mai sociabili. Problemele care vă frământă nu sunt chiar atât de grave precum credeți, deci priviți lucrurile mai din afară puțin. Taur, nu este o zi favorabilă călătoriilor, nici câștigurilor financiare. Inhibiția și lipsa de sociabilitate s-ar putea să vă conducă la niște eșecuri în afaceri și deziluzii în plan social. Relațiile sentimentale nu au de suferit, măcar atât. Gemeni, astăzi sunteți un pic inhibat, motiv pentru care puteți avea dificultăți de comunicare. Recomandarea este să evitați ieșirile cu prietenii și mai ales cu persoanele importante, pentru că nu va ieși ceva bine. Rac, dimineața colegii și familia fac eforturi să vă scoată din starea de apatie care vă face de nerecunoscut. Ar putea fi de vină oboseala acumulată sau diverse probleme financiare care vă frământă. Leu, nu e o zi favorabilă întâlnirilor cu prietenii. Aha, deci în fine, nu este o zi favorabilă întâlnirilor cu prietenii, resimțiți o stare de inhibiție care vă împiedică să vă exprimați clar, vă recomandăm să nu faceți investiții, să nu cumpărați obiecte de valoare, astăzi nu e o zi bună pentru așa ceva. De la Leu mergem la Fecioară, astăzi simțiți nevoia să schimbați ceva, să faceți oricum ceva nou, să faceți niște lucruri noi, este o zi favorabilă relațiilor sentimentale și treburilor casnice, balanță. De dimineață aveți multe probleme de rezolvat, dar aveți și multă energie pentru asta. Așa că dacă întâmpinați dificultăți, ceea ce se va întâmpla mai ales în plan financiar, nu vă stresați că le depășiți cu energia pe care o aveți. De la Balanță mergem la Scorpion, sfatul este să lăsați mai ușor munca. Astăzi încercați să nu fiți cel mai erou dintre eroi. Aplicați-vă mai mult înspre problemele sentimentale care dau târcoale relației. Amânați-vă proiectele de afaceri, s-ar putea să pierdeți o sumă importantă dacă nu faceți asta. Săgetător, de dimineață aveți ocazia să demarați un business, o afacere, o colaborare, ceva de genul acesta. Recomandarea este să nu vă pripiți, mai stați 2-3 zile să vedeți de fapt cum se așează valurile. Capricorn, nu sunteți foarte comunicativ astăzi, motiv pentru care relațiile ar cam avea de suferit, și cele obișnuite și cele sentimentale. De la Capricorn fugim la Vărsător, sunteți într-o formă intelectuală foarte bună astăzi. Aveți succes în activitățile legate de familie și de cămin, sfatul este să vă stabiliți prioritățile. Astăzi puneți eventual pe hârtie, o să aveți o imagine mai clară. Pești, simțiți nevoia să vorbiți cu o persoană de sex opus, probabil așa vă puteți exprima astăzi mai bine. Și vorbiți despre diversele probleme sentimentale pe care le aveți. E posibil să credeți că sunteți neglijat, sfatul este însă să nu cădeți pradă melancoliei. Mulțumim colegii Corina care ne-a adus în această dimineață horoscopul, iar în clipele următoare aș vrea să vorbim mai multe despre Transilvania Jazz Festival. Simona Hodoș, directoare a tot ce înseamnă Transilvania Jazz Festival de 10 ani încoace. Bună dimineața! Bună dimineața, Transilvania! Bună dimineața, Irina! Am ajuns la o ediție jubiliară, la a 10-a ediție a Transilvania Jazz Festival. Nu știu dacă în 2006, atunci când ai pornit această idee, îți imaginai cum va fi peste 10 ani, dar mă bucur că ediție de ediție a crescut acest festival. Sigur că la un moment dat îmi amintesc că am spus abia aștept să împlinim și 100 de ediții, așa că evident am avut mereu perspectiva acestui festival. De mâine începe festivalul, de mâine și până duminică avem practic 4 zile pline de artiști foarte, foarte faini. Ai făcut un program, l-ai așezat foarte bine în agenda și aș vrea să ne vorbești despre asta. Aș porni, am câte o invitație pentru fiecare zi, nu știu dacă se văd la cameră, poate că se văd. Începem cu un prieten mai vechi, pentru că sunt 10 ani, e un festival al comunicării, chiar al dragostei față de jazz și atunci am ales ca Renato Borghetti, care din fericire este în Europa în această perioadă, să cânte din nou la Cluj cu un proiect nou. Este muzică braziliană, muzică specială.
În cea de-a doua seară, prima seară va fi la Opera Maghiară, cea de-a doua seară va fi la o seară italienească, deci după brazilienii de limbă portugheză, tot în spațiul latin vor fi italienii la Sala Radio, din nou un spațiu în premieră, îl vizam de multă vreme și iată că s-a împlinit și acest gând. Este vorba de Alessandro Rossi și grupul său, un quartet de mai tineri muzicieni. Sperăm să vă facă plăcere. Ajungem la cea de-a treia seară, tot la Sala Radio. Este vorba de Band de Jolt, tot patru muzicieni. De data aceasta amaturi. Este un proiect pe care avem bucuria și plăcerea de a-l organiza împreună cu Institutul Maghiar Boloș din București. Este nu prima colaborare, este o colaborare mai veche și cu ei. Le mulțumim și cu această ocazie. Și vom încheia festivalul cu un proiect foarte drag, un proiect de suflet, care este oferit gratuit la Academia de Muzică Gheorghe Dima, așa cum festivalul a obișnuit încă de la început să ofere educație și accesibilitate. Este vorba despre Bela Bartok, anul acesta i-a fost dedicat, despre dansurile românești ale lui Bela Bartok, cu doi pianiști foarte interesanți de muzică clasică din Ungaria. Este vorba despre Kyle Norbert și Feyes Cristina. Și invitata specială, cea cu care am pornit festivalul Transilvania Jazz, împreună cu care am împlinit foarte frumoase și de succes proiecte în cadrul festivalului, Teodora Enache. Suntem foarte, foarte bucuroși că, într-adevăr, avem și 10 ani, avem și un program interesant, un program care sperăm de fiecare dată bucură publicul din Cluj. Bilete de la, pentru spectacolele de, din 3, 4 și 5, pentru că menționai că cel din 6 este gratuit, biletele le putem găsi unde? La Opera Maghiară, la Casa de Bilete, la Casa Diesel. Și pentru 6 este ideal ca lumea să treacă la Casa de Bilete să-și ia invitația. În plus, pentru că sunt locuri limitate, nu este o sală de 1200 de locuri, o sală micuță la Academia de Muzică și am pus intrare liberă pentru că e vorba și de studenți și e un proiect cu, așa cum spuneam, în cadrul anului Bartok, un proiect mai vast al Institutului Boloș Maghiar din București. Va fi o surpriză. Unul dintre partenerii noștri, căruia chiar aș îndrăzni să-i spun numele, este vorba de Marti, care împlinește 15 ani, va oferi o surpriză fiecărui clujan sau cel puțin spectator al festivalului care va trece la Casa de Bilete de la Opera Maghiară, va primi o surpriză. Nu pot dezvălui, dar va fi o surpriză importantă, consistentă, de foarte, foarte multă dragoste oferit. Așa că treceți pragul Casei de Bilete de la Opera Maghiară, pe lângă bilet, abonament sau invitația aceasta la concertul din data de 6 al Teodorei Enache, invitat în cadrul duo-ului de pian dedicat lui Bela Bartok, veți primi și această surpriză care sigur vă va face mare plăcere. Oricum, informații, să zicem, mai de păstrat în telefon, poate de memorat sau eu știu altfel, găsim pe site-ul festivalului. Pe pagina de Facebook, pe site-ul festivalului, deja în presa clujană s-a scris un simplu search pe internet, sigur vă va duce către ceea ce vă doriți ca informație. TransilvaniaJazzFestival.com de reținut, la fel Transilvania Jazz Festival și pe Facebook. Simona, tu deja de multă vreme urmărești fenomenul jazzului și în România și în lume. Haide să creionăm puțin imaginea acestui gen în Transilvania, în România și în lume. Cu mare plăcere, sigur. În Transilvania a apărut în 2006, în momentul în care nu prea existau evenimente culturale în general, în afară de TIFF, de jazz, ceea ce se întâmpla la Diesel, ce a promovat Mircea Buteanu.
Sigur că existase Napocensis, este o istorie importantă, dar la acel moment, într-adevăr, acest festival a venit într-un mod absolut potrivit, chiar necesar. Sigur că între timp s-a dezvoltat, până în 2008, într-adevăr, a fost o creștere constantă, chiar o sărbătoare a jazzului. După care, sigur că a născut idei și altora, este o mișcare de jazz sau, în sfârșit, muzică în jurul jazzului, pentru că nu tot ceea ce se întâmplă este jazz, ceea ce e normal și e foarte bine chiar. Iar în acest context, Transilvania Jazz Festival rămâne totuși o marcă foarte bine identificabilă, personalizată, pentru că am venit mereu cu evenimente complementare, precum workshop-urile de care ne e dor, pe care din motive financiare nu le-am putut continua, însă care reprezintă într-adevăr o direcție foarte importantă. Festivalul avea și jam session-uri în club, un program complet și complex. Din păcate, pe parcurs a trebuit să-l reducem puțin, din limite, bineînțeles, cunoscute, financiare, însă tot ceea ce oferim este calitate, preferăm să oferim o esență care, într-adevăr, să reprezinte, să aibă greutate, să reprezinte ceva important. În context european, festivalul e foarte cunoscut între artiștii de jazz și chiar pentru publicul de jazz. Am avut și încă avem oameni care vin din țări apropiate, vin din Ungaria, vin din Germania, din Austria, special pentru festival. Nu e un fenomen, așa cum ne-am fi dorit, cum e în cazul TIFF-ului. Încă sperăm ca de la 10-a ediție, într-adevăr, să crească, să intre într-o altă etapă, să aibă șansa, într-adevăr, să se dezvolte pe măsura ceea ce s-a investit. În plan internațional, lumea jazzului este într-adevăr atinsă de criza economică și peste tot sunt probleme, limitări, reduceri la nivel de activitate, la nivel de concerte, chiar marile festivaluri au tot felul de probleme pe care trebuie să le depășească. E adevărat, dar spuneam și într-una din diminețile trecute, și în România s-a simțit povestea asta cu, mă rog, criza financiară, cu reduceri de bugete din diverse părți, reținerea sponsorilor și așa mai departe. Totuși, Transilvania Jazz Festival, an de an, a reușit să își desfășoare edițiile și sunt convinsă că de multe ori au fost eforturi colosale din partea ta și a echipei tale. Cu atât mai mult, felicitări că, iată, de mâine începe a 10-a ediție a Transilvania Jazz Festival. Mulțumim și aș vrea să felicit totuși Clujul, pentru că știți cum e, într-un eveniment, într-un parteneriat, sunt mai mulți. Așa că sunt parteneri care au investit dintr-un început, parteneri care, sigur, au rămas mai deoparte, dar care au dat o mână de ajutor esențială, importantă, și sunt parteneri care, dintr-un început, în mod constant, sunt împreună cu noi. Ceea ce înseamnă foarte mult, înseamnă că și noi am meritat acest lucru, dar și din partea lor înseamnă foarte mult. Și primăria, Consiliul Local sunt primii și cei mai constanți. Fără ei nu s-ar fi putut niciodată întâmpla acest festival. Evident că mulțumesc și ediția aceasta este una chiar de suflet, dincolo de o ediție specială, pentru mine e o încărcătură foarte importantă emoțional. Și vă mulțumesc pentru că și TVR Cluj, mi-amintesc de fiecare dată, am venit de cel puțin o dată, de două, de trei, de patru ori în timpul festivalului, așa că e o mare bucurie. Ne bucurăm că ești în platou de fiecare dată, Simona. Aș vrea să te rog să mă ajut să faci o extragere. Avem de oferit, iată, două cărți cuiva. Aici sunt persoanele care s-au înscris. Amestecăm puțin, facem extragerea bilețelului și aflăm numele. Desfășurăm bilețelul și Nicoleta Albert. Nicoleta Albert este persoana care va primi din partea editurii cele două cărți, da? Nicoleta Albert și cele două cărți despre care vorbeam la începutul emisiunii și pe parcurs, Baladium și Odessa Blues. Mulțumim foarte mult, Nicoleta, pentru faptul că ești alături de noi, iată, și în această dimineață. Două cărți vor veni prin poștă. Mulțumesc, Simona, pentru toată implicarea ta în Transilvania Jazz Festival și în tot ce înseamnă Transilvania.
De asemenea, vă mulțumesc mult de tot, pentru că implicarea este în cel puțin egală măsură din partea Clujului, inclusiv a ta, Irina, personal. Și îți mulțumesc și mulțumim publicului. Vă așteptăm, vă așteptăm negreșit. Joi, vineri, sâmbătă, duminică, să sărbătorim. Cu mult jazz. Cu jazz. Pe mâine, toate bune!